Da, stimați reprezentanții instituțiilor media, v-am chemat astăzi în legătură cu un subiect care este foarte aprins, discutat în ultima perioadă în spațiul informațional, nu doar, să zicem, nu doar și rețele sociale, dar a ajuns chiar și în cele mai înalte cercuri politice, să fie discutat, vorbim despre compania Moldasig. În această legătură, polemicile s-au iscat, pe de o parte, pretinsa încălcare a drepturilor statului, pe de altă parte, acționarii încearcă să aducă la cunoștința publicului care este situația reală în jurul acestei companii și pentru a pune punct acestor polemici, noi, ca și reprezentanți ai unor acționari ai companiei Moldasig, deci mă prezint în primul rând, deci Victor Munteanu, reprezentantul unuia dintre acționarii companiei Moldasig, domnul Stanislav Pavlovski, avocat, tot reprezentantul... Nu sunt reprezentant, nu eu să vă spun. Și domnul Ion Păduraru, la fel avocat, care va prezenta situația din punctul de vedere al clientului său. Deci, în primul rând, stimați reprezentanți ai instituțiilor media, avem un an și jumătate de când a fost adoptată acea puternică și răsunătoare declarație cu privire la statul capturat în Republica Moldova, în care s-a spus că într-o perioadă anumită, noi vorbim de anii după 2015-2016 încoace, mai multe instituții ale statului au fost supuse, se discută despre justiție, se discută despre alte ramuri ale statului, însă fie că nu se vrea să se uite și în anumite aspecte ale business-ului, fie că intenționat se omit acestea pentru că cineva are interese în anumite companii, dar da, vreau să vă spun cu toată certitudinea că în această perioadă companii lucrative care aduceau profit, bineînțeles că și ele au fost sub vizorul anumitor cercuri de interese, care, fie prin modificare legislației, fie prin alte mecanisme introduse tot de ei, au fost instituit controlul asupra unor anumite companii și aici, concret, mă refer la inclusiv la compania Moldasig, o companie foarte interesantă din punct de vedere al veniturilor, care era gestionată de către mai multe companii, deci acționari, și noi când vorbim de acționari, ca să înțelegeți pe deci să o spun pe înțelesul tuturor, deci aceștia sunt proprietarii al anumitor cote părți din această companie, care toți au investit sume importante de bani pentru a obține profit din această companie, fiind pentru unii un activ, pentru alții active secundare. Și ceea ce s-a întâmplat, începând cu 2016, au început să fie operate modificări la legislație din Republica Moldova, astfel că organul de reglementare în domeniul deci pieții activilor financiare, mă refer concret la Comisia Națională a Pieței Financiare, au început să îi se atribuie drepturi care de facto încet, încet au instituit mecanisme pe care ei să poată, unul, controla inclusiv acțiunile acționarilor, și doi, de fapt, de a-i deposeda de aceste acțiuni prin diferite pârghii, deci obligându-i pe de o parte să-și vândă acțiunile, pe de altă parte au instituit mecanism prin care vânzarea acțiunilor tot putea fi blocată de aceeași Comisia Națională a Pieței Financiare. Respectiv, s-a instituit de fapt un control al proprietății, contrar articolul 1 a Convenției Europene Drepturilor Omului, care spune foarte clar că un control al dreptului de proprietate poate fi instituit deci, în anumite condiții, ori în situațiile date a fost absolut netransparent făcut și
colegii mei se vor referi exact la aceste mecanisme, neclaritatelor, ilegalitatea multor acțiuni care au fost întreprinse până în prezent. Și ceea ce s-a întâmplat acum, asta este o parte din acționari care s-au vizat, care au fost lezați în drepturile lor și s-a încercat deposedarea lor de către acțiuni sau vânzarea pe sub 10% a sumelor într-adevăr care au fost investite în aceste companii. Deci au început să fie făcute niște acțiuni legale în instanțele de judecată pentru apărarea drepturilor și intereselor acestor acționari. S-a vehiculat la un moment dat că aceste active trebuiește apărat dreptul statului, deci vreau să vă comunic că acele active care au fost controlate până acum, ele pe departe nu se duceau în bugetul statului, ci erau direcționate în favoarea diverselor terți persoane, prin achiziții la sume mult peste valoarea de piață. Deci, practic, această companie, o anumită perioadă de timp, ea pur și simplu au fost scoase surse financiare în interesul terților companii. Acum, când se încearcă regularizarea situației în cadrul interiorul companiei și investitorii, deci acționarii, au început să-și revendice drepturile, cuiva probabil că nu-i place acest lucru, s-a vizat deranjat, respectiv s-a început această campanie mediatică și în acest context, cu rezerva de a interveni mai spre târziu pentru întrebări-răspunsuri, voi invita colegii mei să vă expună și punctul lor de vedere sau să prezinte situația. Da, deci domnul Pavlovski. Mulțumesc. Da, eu vă mulțumesc că, deci, de la bun început aș dori să explic părinția mea aici, așa s-a întâmplat, societatea s-a obișnuit că eu apar la infotag în calitate de persoană politică. Odată ce activitatea mea politică s-a terminat, eu m-am întors la activitatea mea naturală, activitatea juridică și prima dată apar aici în calitate de avocat. Trebuie de spus că eu nu reprezint pe nicio companie, niciun acționar. Pur și simplu, colegii mei, avocați, m-au rugat că eu să arunc așa o privire independentă, într-un sens, putem spune, asupra situației și să-mi exprim opinie din punctul meu de vedere, cine are și cine nu are dreptate. Așa, într-un sens, putem să spunem că eu mi-am asumat așa, într-o măsură oricare, funcțiile de arbitru, așa, neoficial, să spunem. Și eu că aș dori să aduc la cunoștință societății concluziile mele, făcând referire și la actele corespunzătoare. După cum v-a informat domnul Munteanu, este vorba de privarea a unui număr mare de investitori străini de proprietatea lor. Deci privarea de proprietate de caracter confiscațional, deci ca o formă de confiscare a averii totalmente nejustificată. Trebuie de spus că dacă noi să citim ce este scris în notă informativă Comisiei Naționale pentru Piața a Pieței Financiare, ce a servit drept mei pentru depăsidare companiilor posesoare de acțiuni, de avere lor, iată, aici sunt invocate patru elemente. De ce? De ce s-a întâmplat? De ce Comisia a considerat că aceste companii trebuie să fie private de proprietatea lor? E, cum am spus, sunt patru elemente. Primul element. Tranzacțiile ale acționarilor MOL-ul SIC cu firme compromise. Informația cu acces limitat. 2. Deținerea indirectă de către, iarăși, informația de acces limitat, a acțiunilor prin transmiterea acestora ca aport la capitalul social al unor companii nerezidențiale. A treia, traversarea simultană a hotarului de stat, frontierei de stat. Și patru, relații de rudenie. Deci dacă să aruncați o privire mai atentă la aceste patru argumente, de punctul meu personal de vedere, aceste argumente au un caracter absolut arbitrar. De ce? Vă explic foarte simplu. Orice restricție, orice ingerință, dacă statul vrea să comită o ingerință în dreptul cuiva, această ingerință trebuie să fie bazată pe lege. Deci legalitatea ingerinței, prima condiție pentru compatibilitatea acestei ingerințe cu prevederile Convenției Europene, articolul 1,
protocolul numărul 1 la Convenția Europeană. Domnul Munteanu a făcut referire la acest document. Dacă de citit legea, n-a să găsit în legea noastră nicăieri ce înseamnă relații de rudenie, nimai vorbind de faptul că aici nu este specificat cine și cu cine aici are aceste relații de rudenie. Deci relații de rudenie, legea nu prevede acest motiv. Mai departe, traversare simultană a frontierei de stat. Unde legea prevede interzicerea traversării simultane a frontierei de stat? Legea nu prevede așa ceva. A următorul element, deținere indirectă și transmiterea acestora ca aport la capitalul social al unor companii nerezidențiale. Iarăși, legea nu prevede o astfel de restricție. Și corespunzător ultimul element, tranzacții cu firme compromise. Ce înseamnă firmă compromisă? Unde la noi legea prevede noțiune de firmă compromisă? Așa ceva nu este prevăzut în legislație. Prin urmare, putem constata că, în cazul dat, statul a aplicat restricțiile neprevăzute de lege. Și dacă e așa, înseamnă că aceste restricții nu corespund criteriului legalității. Și iarăși, prin urmare, acționarii, posesorii acestor acțiuni, n-au avut posibilitatea să privadă consecințele negative pentru dânsii aplicării restricțiilor care nu sunt prevăzute de lege, deoarece ele sunt arbitrare, după cum v-am spus. Acum e interesant de aruncat o privire la ce spune Curtea Constituțională a Republicii Moldova referitor la acest moment. Trebuie spus că Curtea Constituțională a examinat acest gen de situații prin prisma articolul 23 din Constituție, dreptul de a cunoaște drepturile și îndătoririle, prin această prismă. Iată ce scrie Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Pentru a corespunde celor trei criterii de calitate, accesibilitate, previzibilitate și claritate, norma de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decide asupra conduitei sale și să privadă în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite. În caz contrar, cu toate că legea conține o normă de drept care aparent descrie conduita persoanei în situația dată, persoana poate pretinde că nu își cunoaște drepturile și obligațiile. Într-o astfel de interpretare, norma ce nu corespunde criteriilor clarității, este contrară articolul 23 din Constituție. Asta scrie Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Deci, prin urmare, eu am manifestat că aceste elemente care au servit dreptii mei pentru privare de proprietate acționarilor nu sunt prevăzute de lege și noi avem interpretarea Curții Constituționale acestui gen de situație. În cazul în care lipsește previzibilitatea și claritate, concluzia este să încalcă articolul 23 din Constituție. Mai departe, dacă noi să vorbim despre proporționalitatea ingerenței, deci oamenii au pierdut averea, costul care este de ordine de milioanelor și milioanelor de euro. Trebuie de spus că odată ce acest gen de acțiuni nu sunt prevăzute de lege, clar că nu este posibil pentru legiuitor, nici pentru organul de aplicare a legii, de spus care sancțiune atrage acest gen de încălcări eventual făcute. Nu este prevăzut. Deci, în cazul lor a fost aplicată cea mai dură acțiune, deci privare de proprietate, cea mai dură. Eu cred că în cazul dat, vorbind despre proporționalitatea acestei ingerințe, acestei sancțiuni, noi putem spune că prima dată comisă încălcare nu poate atrage după sine cea mai drastică măsură. Este o măsură totalmente disproporționată. Trebuie spus de asemenea că noi vorbim aici de un număr mare de investitori străini, investitori care provin din Marea Britanie. Știm cu toții că în Republica Moldova climatul investițional lasă mult de dorit.
Și prin acest gen de acțiuni, statul, autoritățile statului, practic, manifestă, ne dau odată în plus dovadă faptului că climatul nu numai că nu se îmbunătățește, dar se înrăutățește cu fiecare zi ce trece. Și niciun investitor ăsta în Republica Moldova nu poate să simte liber, nu poate să se activeze liber, nu poate fi sigur de integritatea proprietăților sale. Ceea ce de fel nu stimulează investitorii străini să investească în Republica Moldova. Și este regretabil că anume instituțiile statului, care în mod normal trebuie să creeze condițiile normale pentru desfășurarea activității investitorilor străini, anume autoritățile statului creează această dificultate. Ceea ce prezintă, din punctul meu de vedere, atentat la siguranța financiară și economică a Republicii Moldova, comisă de către instituțiile statului, din păcate, repet încă o dată, din păcate. Dacă Comisia Națională ar dori să aibă acest gen de prerogative și drepturi, ei nu aveau altă posibilitate decât să vină cu inițiativă legislativă și să includă în lege acest gen de acțiuni care au fost incriminate, imputate investitorilor în acest caz particular. Încă un lucru pe care eu aș dori să menționez este faptul că Comisia Națională singură nu a făcut niciun fel de verificare. Ei au folosit pentru aceasta informație, cum ei scriu aici, cu acces limitat, provenite din serviciul de informație și securitate. Deci informație clasificată, așa să spunem, la care investitorii n-au avut acces și asupra căreia investitorii n-au avut posibilitatea să comenteze. Cum așa poate să fie? Asta, sincer vorbind, eu trăiesc în Moldova toată viața mea. Dar așa, acest gen de cauze eu văd, întâlnesc prima dată. Că, practic, statul comite un atac rider în privința investitorilor străini, investitorilor primați. Deci, cine de la cine ia avere? Este o întrebare foarte importantă și interesantă. Oamenii au investit milioane și milioane de euro în această afacere. Banii veniți în economia Moldovei. Și acum este privați de acești bani. Și apare întrebare, cine privință cui face atac rider? Deci, probabil cunoaște situația cu profesorii turci, care au fost expulzați la fel în baza informațiilor clasificate, prezentate de către SIS. Și în acest caz, Curtea Constituțională, examinând plângere, a constatat că este neconstituțional acest gen de acțiuni. După aceasta, probabil cunoaște și situația cu judecătorii, care cândva președintele avea așa o practică să nu accepte numire în funcție în baza unor informații proveniți de partea SIS-ului, conform căruia chipurile judecătorul ceva acolo are. Și iarăși Curtea Constituțională a examinat această întrebare și iarăși a cunoscut neconstituționalitatea acestor acțiuni. Eu presupun că în cazul dat, dacă peticionarii ar ridica excepție de neconstituționalitate în teritoriul acestui element, sunt foarte bune șanse că Curtea Constituțională să procedeze la fel, că ei nu au altă cale de procedură, având deja practică bine determinată în cazul judecătorilor, profesorilor turci și în cazul judecătorilor moldavi, care toți suferiau în urma acestui gen de informații clasificate provenite de partea serviciilor speciale, Curtea Constituțională practic nu are altă soluție decât și că se constată și aici această procedură neconformă cerințelor Constituției. Deci, după cum, stimați prieteni, după cum vedeți, acest caz ridică foarte și foarte multe întrebări. Eu nu vreau să judec pe nimeni. Eu nu vreau să spun cine are dreptate, cine nu are dreptate. Eu nu sunt reprezentant, eu nu am posibilitatea să studiez toate informațiile, toate materialele. Eu citesc ceea ce este materialele oficiale, documentele comisiei.
și hotărârile comisiei. Și chiar și studierea elementară a acestor documente publice, practic, care denotă faptul că aici sunt foarte multe întrebări. Și eu cred că cea mai bună soluție în cazul dat ar fi, din punctul meu personal de vedere, poate colegii nu o să fie de acord, din punctul meu personal de vedere, cea mai bună situație ar fi dacă Comisia Națională și-ar revizui hotărârile, care sunt vădit arbitrare. Aici nu, nici nu apare vreun dubiu. Nimeni nu spune că investitorii n-au investit banii, nimeni nu spune că ei n-au cumpărat aceste acțiuni, nimeni nu neagă dreptul lor la proprietate. Lor li se impute doar aceste patru elemente despre care eu v-am spus. Plus la aceasta, ei le numesc activitate concertată. Și iarăși aș dori să spun că legea cu privire la asigurări nu privește ce este activitate concertată. Ce este asta? Și asta deschide iarăși calea pentru arbitrarietate, ceea ce aș fi făcut în acest caz. Deci, legea trebuie să fie clară, previzibilă și accesibilă. Aceste trei elemente fac un act normativ lege. Și asta vorbim despre jurisprudență atât Curții Constituționale a Republicii Moldova, cât și jurisprudența Curții Europene. Curtea Europeană, ea prima a formulat noțiunea autonomă a legii, ce este lege, care act normativ poate fi considerat drept lege. Și iată această situație, dacă act normativ poate fi considerat lege sau nu, se examinează prin acest test, prin această existență acestor trei elemente. Previzibilitate, claritate și accesibilitate, care în cazul dat vădit nu au fost respectate. Eu cred că, din ceea ce eu v-am spus, situația este destul de clară. Eu cred că statul Republica Moldova nu are nicio șansă să câștige acest caz. Și plus la aceasta, ultimul, în cerere, doar două cuvinte, ultima frază de spus, este că, în cazul dat, există un risc foarte mare că investitorii s-ar adresa către instanțele internaționale judiciare. Și atunci, dauna cauzată Republicii Moldova prin acțiunile foarte discutabile a Comisiei Naționale ar fi extraordinar de mare. Și noi toți, stimați prieteni, noi toți vom plăti pentru aceste acțiuni echipzuite. Deci, eu cred că, iarăși eu mă întorc la ideea mea, cea mai bună variantă pentru Comisia Națională, totuși, să întâlnească cu investitorii, să discute cu dânșii situație și să analizeze posibilitățile întoarcerii situației la bun început. Deci aici se numește restituția in integrum. Întoarcerea situației la bun început, eliminând toate circumstanțele și consecințele negative a activității Comisiei Naționale. Eu vă mulțumesc. Da, domnule Pavlovski, vă mulțumim. Înainte de a-i oferi cuvântul domnului avocat Ion Pădăraru, într-adevăr, din ceea ce a spus domnul Pavlovski, noi avem o problemă majoră cu claritatea și previzibilitatea legii. Altfel spus, investitorii când au investit sumele de bani și au cumpărat acțiunile în această companie, au avut anumite reguli de joc, însă aceste reguli de joc s-au schimbat pe parcurs și s-a ajuns la o situație în care le este controlată proprietatea și de facto riscă să fie lipsiți de această proprietate și, cum a și menționat domnul Pavlovski, Curtea Europeană în atâtea cazuri a găsit violarea a diferitor drepturi. Curtea Constituțională s-a expus. Deci nu poate să fie deposedat sau să fie încălcat dreptul unei persoane în baza unor informații ale Serviciului de Informații și Securitate, dar asta se referă nu doar la Serviciul de Informații și Securitate, eventual la alte structuri ale statului, pe care persoana să nu le poată, de exemplu, să nu există un mecanism ca el să le revadă legalitatea acestora. Deci, dacă persoana nu se poate adresa în instanța de judecată, ca o instanță independentă să verifice pe cât sunt aceste informații veridice, legale și pot sta la baza încălcării unui drept,
Deci noi cu siguranță avem o problemă la ora actuală. Și despre situația investitorilor pe care reprezintă domnul Ion Păduraru, îi ofer cuvântul dumneavoastră. Bună ziua! La Cehov este, Cehov are așa o frază care a intrat în clasica dramaturgiei, că atunci când într-o piesă, în primul act, pe perete este afișată o armă, deci în actul 3 neapărat vreo împușcare. Ei, aceeași situație este și cu avocații. Dacă în scenă sau la tribuna a apărut avocații, înseamnă că este a război în sensul ghilimelilor de vigoare în situația de conflict care o avem acum. Deci, după cum știți, eu sunt avocat, n-am cunoscut pe nimeni din aceste companii care sunt acționari la Moldova SIG. Contractul l-am încheiat data de 27 noiembrie, adică exact săptămâna trecută, și voi reprezenta în continuare o companie din Marea Britanie cu reședința în Manchester, Prodomus Limited, care are o deținere de acțiuni de aproape 20%, 19,98%. Dacă m-ați întrebat de ce am acceptat acest contract, ținând cont că deja la situația respectivă exista o rumoare și mai multe informații privind de delicatețea unor acționari, unor probleme, deci invocate de servicii speciale, etc., etc. Păi eu am pus pe cântar următoarele aspecte. În primul rând, deci într-un litigiu există două părți. Adică aș fi putut insista să mă duc să mă cer ca avocat să reprezint Comisia Națională dacă ar fi avut ei nevoie de servicii juridice sau să accept un contract din rândul acestor acționari. Analizând situația, eu am considerat că este mult mai important pentru Republica Moldova, pentru practică, de mai departe, jurisprudența în domeniul protecției drepturilor omului, în special a proprietății, este că dacă aș accepta, anume să reprezint unul din acționarii pe care am și acceptat să o fac. De ce? Fiindcă la suprafață, la prima apreciere deci a situației conflictuale, am observat o mulțime de probleme în ce privește calitatea legilor din domeniu, precum și aplicarea lor de către autoritățile publice competente. Eu am o mică experiență în acest domeniu. Poate că asta aș determinat ca acest client să mă contacteze. Deci, deja al doilea an reprezint un grup de acționari în litigiul cu Banca Națională privind constatarea unei activități concertate unui grup de acționari la Banca Enerbank, după cum știți. Și vreau să vă spun că dacă facem o paralelă între acest litigiu și litigiul despre care vorbim astăzi, există o mare coincidență sau facem o comparație, pentru că noi cu paralelele puțin altfel. Deci facem o comparație, există o mare coincidență de abordare și de aplicare legilor atât în domeniul bancar cât și în de asigurărilor. Colegii mei și domnul Pavlovski și domnul Munteanu au menționat un aspect foarte important. Avem o jurisprudență foarte bogată și din nefericire destul de dură pentru Republica Moldova, dacă vorbim de jurisprudență Curții Europene în cazurile moldovenești, și inclusiv și în arbitraje internaționale care se referă la protecția investițiilor. Chiar și așa, având această experiență negativă, tradițional, autoritățile moldovenești continuă să calce pe grebla moldovenească tradițională. Deci eu vreau să vă reamintesc doar puțin
că în anii la începutul anilor 2000, Moldova a fost protagonista mai multor procese de rezonanță la Curtea Europeană, în special legate de expropriere sau de ingerință în dreptul de proprietate. Mai mult ca atât, sunt situații absolut certe sau clare pentru toți avocații că statul întotdeauna trebuie să aleagă metoda de ingerință cea mai puțin dureroasă pentru proprietar și asta trebuie să o facă în virtutea atât a jurisprudenței constante a Curții Europene, cât și a spiritului legii. Deci dacă tu poți alege o măsură inferioară sau mai puțin drastică împotriva unui proprietar, dar care este suficientă pentru a atinge scopul pretins care autoritățile statului ar trebui să le urmărească, atunci trebuie să o facă anume în forma cea mai moale, mai puțin dureroasă. Dacă a avut o asemenea alternativă și n-a folosit-o, dar a mers pe calea cea mai drastică, atunci sigur că instanța de judecată sau Curtea Europeană constată ingerința disproporționată a statului în dreptul de proprietate. Fac o paralelă, deși este incomparabil aceste două cazuri, de exemplu cazul Megadat din Republica Moldova, deci contra Republicii Moldova. În acest caz, statul, adică comisia de organul de eliberare a licențelor, cum se numește atunci, prin 2002-2003, a retras licența unui operator important în serviciul de internet. Conform, în baza unei legi, legea prevedea asemenea drept, că dacă n-a anunțat adresa, schimbarea adresei și mai departe, deci era temei pentru retragerea licenței. Deci formal și legal vorbind, autoritatea a acționat corect, numai că Curtea Europeană a spus că asta este o măsură vădit disproporționată. Chiar dacă statul avea dreptul să retragă licența, este evident că e disproporționat pentru așa ceva să distruge o companie, în principiu. Deci această abordare trebuie să persiste întotdeauna. Pentru că s-au referit colegii mei că prin prisma jurisprudenței constante a Curții Europene în ce privește protecția dreptului de proprietate, în special aplicarea articolului 1 din protocolul 1 la Convenția Europeană, ingerința autorităților publice în dreptul de proprietate, nu numai că, deci ea trebuie să corespundă legea, adică să fie bazată pe lege, dar bazată pe lege nu este o simplă frază, că adică este o lege, că despre lege o să vorbesc ceva mai târziu, despre calitatea lor. Deci nu numai că bazat pe lege, dar legea aceasta trebuie să fie previzibilă, să corespundă criteriul de previzibilitate și în mod special ca să ofere deci petiționarului un drept real de protecție împotriva eventualelor abuzuri. Iată, acest lucru nu se întâmplă în cadrul legal care se referă la, în special la, în cazul dat la domeniul de asigurări. Avem o lege 407 din 2007, dar care a fost substanțial modificată exact înainte de a fi aplicate aceste măsuri împotriva acționarilor Moldasig și asta de altfel ne face să credem că s-a întâmplat deloc întâmplător acest lucru. Deci, legislația moldovenească în trei domenii specifice, adică în domeniul asigurărilor, în domeniul bancar și, îmi permit să spun, și în domeniul spălării bani, combaterii spălării banilor, este excesiv de precisă, făcut în așa o manieră că, în principiu, aproape nu te poți apăra efectiv. Și am să explic de ce. Deci, în cazul dat, articolul 29 vestit din legea numărul 407 cu privire la asigurări, prevede un șir, deci modificările operate ulterior, prevede un șir de
de măsuri îndreptate strict împotriva, deci având un scop de expropriere efectivă a acționarilor. Deci, în primul rând, obligațiunea de a vinde, deci când constată o activitate concertată, sunt obligați, deci acționarii să vândă această acțiune în timp de 3 luni de zile, iar termenul de 3 luni de zile nu poate fi prelungit, nu prevede legea așa ceva. Mai mult ca atât, este calculat dintr-o modul, 3 luni poate fi calculat din momentul de când a avut loc pretinsă activitate concertată, chiar dacă au fost constatate peste o lună, două sau trei, adică aceste luni pot, 3 luni pot ajunge la zero. Și în orice caz, practic, deci experiența demonstrează că este, odată pornit mecanismul, este imposibil de a te apăra în continuare, fiindcă dacă facem paralel și cu domeniul bancar, dacă chiar, teoretic, ajungi la cei că câștigi un proces împotriva statului, nu mai poți redeveni acționar, din simplu motiv că asta e expres în lege. Mai mult că este o prevedere extrem de stranie. Deci acționarii care au căzut sub aplicarea legii, de exemplu în cazul asigurărilor sau a legii cu privire la activitatea bancară, este prevăzut expres că chiar dacă ai câștigat procesul, deci nu mai poți deveni acționar la bancă sau la companie de asigurări. Este straniu lucrul ăsta. Deci chiar și criminalii care săvârșesc omoruri după o anumită perioadă beneficiază de stingerea a antecedentelor penale. Ca să nu mai aduc exemplu nefericit că au ajuns președinți de țară, cei care au condamnat anterior. Deci sunt lucruri absolut stranii, făcute parcă special în sensul de a elimina efectiv din piață persoane concrete. Părerea mea este că politica care este promovată în domeniu parcă ar urmări un scop absolut straniu pentru mine, de a elimina în general din domeniul asigurărilor și a activității bancare cetățenii Republicii Moldova, fiindcă sunt înaintate în lege atâta cerințe imprecise care pot fi interpretate doar de Banca Națională în caz dat sau de Comisia Națională față de acționare, că un simplu cetățean care vrea să cumpere o acțiune de la o bancă, practic nu poate face, fiindcă, sau la compania de asigurări, fiindcă acolo sunt cerințe de calitate a acționarilor excesive. Deci, apar mai buni niște investitori nu știu de unde, adică în ghilimele, nu știu de unde, investitori străini care parcă ar avea un drept mai mare decât cei din Republica Moldova de a gestiona domenii din cazul ăsta, din menționate de mine. În cazul nostru, dacă revenim la situația de pe caz. Sigur că noi o să ne alăturăm la acest proces și vom încerca să ne apărăm interesele cu metodele care ne acordă legislația națională din Republica Moldova. Deci esența constă în aceea că noi considerăm că actele administrative emise de Comisia Națională, prin care s-a aplicat măsurile de restricție respective, de reprimare respective, sunt nule, sunt lovite de nulitate, de ce ele nu pot genera efecte juridice și pot fi atacate oricând, nelimitat în timp, ca și actele normative. Deci, sigur că legislația națională, în special codul administrativ, dar și legile din domeniu, oarecum îngrădesc sau limitează competența instanțelor de judecată de a decide, de a efectua un control efectiv al actelor administrative individuale emise de autoritățile publice, în caz dat din domeniul asigurărilor. Asta chiar dacă Curtea Constituțională, inclusiv și în anul 2020, s-a pronunțat foarte clar problema inadmisibilității, restricționării
competenței instanțelor de judecată în ceea ce privește aprecierea situației și repunerea în drepturi a persoanelor a căror drepturi au fost violate. În cazul nostru avem o situație care a fost descrisă în presă, am studiat-o și eu, deci este o situație strană când autoritatea publică, Comisia Națională deci, din domeniu, nu respectă o decizie judecătorească, asta este deja o tradiție în Republica Moldova, tradiție proastă în Republica Moldova, și intră în conflict, în loc să meargă pe calea procesuală prevăzută, deci calea procesuală prevăzută este intervenirea în proces, anularea, contestarea măsurilor aplicate provizorie de către instanță de judecată, deci cu dreptul de a aduce argumente pro în favoarea sa, deci autoritatea a ales să meargă pe cale pur administrativ, ceea ce este admisibil, inadmisibil. Deci, în continuare, dacă aveți întrebări, sunt gata să răspund. Domnule Pătrară, vă mulțumim. Că tot spre finalul prezentării domnului Pătrară s-a abordat și acest proces de judecată. Este, sau mai bine zis, mă voi strădui să nu intru în detalii pur juridice pentru ca publicul să înțeleagă despre ce este vorba. În concret, deci în instanța de judecată se află un litigiu datorită faptului că pe parcursul anilor 2000... Da, îmi cer scuze. În instanțele de judecată se află un litigiu inițiat de mai mulți investitori străini și care aveau acțiuni în această companie Moldasig, datorită faptului că în perioada anilor 2016-2017, am menționat un pic mai devreme, s-au schimbat legile astfel încât, deci cum am zis deja, deci s-au schimbat regulile de joc în timpul jocului. În perioada anilor 2016-2017, Comisia Națională a Pieței Financiare a emis câteva hotărâri în privința acționarilor, prin care, în primul rând, le-a suspendat dreptul de vot în cadrul companiei. După aceea, practic, i-a deposedat, le-a anulat acțiunile pe care le aveau ei în companie și au emis alte acțiuni prin care, practic, a fost... Deci aceasta este clasicul attack rider în care a fost înlăturat un proprietar de la proprietatea companiei, în posesia care sunt proprietatea care erau acțiunile companiei și se vrea instituirea altora. Ceea ce s-a întâmplat acum, domnul Păduraru deja a menționat, dat fiind faptul că acele acte le-am considerat nule din punctul de vedere juridic și aceasta atrage nu că neaplicarea, nu există termen de prescripție pentru astfel de acțiuni în instanțele de judecată, s-a inițiat acest proces și scandalul, de fapt, sau polemica, mai bine zis, îmi cer scuze, polemica generată în spațiu public recent în jurul companiei Moldasig, se referă anume la faptul că s-a solicitat declararea nulității acelor hotărâri din anii 2016-2017, iar pe perioada examinării cauzei de către instanța de judecată, instanța, având absolut tot dreptul și fiind o normă legală, a prevăzut măsuri de asigurare a acțiunii și una din formele de măsuri de asigurare a acțiunii a fost suspendarea executării acelor hotărâri pe perioada cât se va examina această cauză. Deci aceasta a fost hotărârea instanței de judecată. Nu a fost preluare, instituirea controlului. Deci acele hotărâri, instanța a considerat ele urmează să nu se aplice pe perioada cât se va examina cauza, raționamentele fiind expuse de către instanță în încheierea sa, litigiul va continua. La fel cum a sugerat domnul Pavlovski, într-adevăr, vedem analogii de aplicabilitate a legii, sau mai bine de interpretare a unor norme, pentru că, într-adevăr, toate aceste hotărâri s-au bazat pe niște note informative absolut neclare, pe informații de la serviciu, de la SIS, informații de pe din alte structuri care acționarii niciodată... Baterie, da. Pe care acționarii niciodată nu le-au văzut, nu le-au putut contesta,
Și cu certitudine acesta va fi un temei, un temei pe viitor, să vorbim așa, pe termen lung, să ne adresăm la CEDO cu toate consecințele, însă pe termen scurt, totuși interesul este ca legea să fie clarificată astfel încât să nu să fie comise abuzuri prin intermediul organelor statului, pentru că, evident, sunt interese în jurul acestor companii decât terți persoane care, pe toată această perioadă de când au fost suspendate dreptul de vot a acționarilor în aceste companii. Și încă un aspect adițional care vreau să-l menționez, într-adevăr, este într-atât de abstractă noțiunea aceasta, deci acțiuni concertate. Deci eu aș vrea, ca și avocat, ca și jurist, să dau o interpretare a acestei norme, dacă cineva s-ar adresa la mine, și eu nu știu cum să o fac, pentru că îmi lipsesc criteriile obiective de interpretare a unui astfel de concept. Ori dacă, de exemplu, în interesul acționarilor, a mai multor acționari sunt anumite acțiuni, de exemplu, reinvestirea profitului sau oricare alte acțiuni, și pur și simplu ei toți sunt pe aceeași poziție și votează pentru sau împotriva anumite decizii, deci aceasta este acțiune concertată, sau pentru a nu fi considerată concertată, e intenționat, trebuie să adopte poziții diferite pe anumite subiecte, deci este absolut neclară această normă, la fel ca și alte chestiuni pe care le-a spus, sperând totuși ca acest litigiu să se termine în instanțele din Republica Moldova, nu în defavoarea acționarilor care au fost deja lezați, pentru că vreau să atrag atenția că noi vorbim despre niște hotărâri din anii 2016-2017, au fost deja de facto cauzate prejudicii acestor companii, bineînțeles, se vor veni cu evaluările, vom prezenta toate cifrele cât au avut de suferit aceste companii, deci pierderile financiare, și chiar și ne vom adresa inclusiv pentru revederea unor prevederi legale, pentru a le aduce în conformitate cu atât, ca să fie clare, ca să corespundă rigorilor naționale și internaționale, astfel încât oricare investitor, unul, să știe în ce investește banii și să aibă siguranța că îi va putea recupera sau că nimeni nu îi va lua, și doi, prejudiciile reputaționale și de imagine pentru Republica Moldova, noi am vrea să le evităm, reieșim din circumstanțele de acum, sperând totuși ca să existe o finalitate corectă și legală în această cauză. Dacă aveți careva întrebări pentru clarificare, vă rugăm, suntem dispuși. Puteți preciza pe cine anume reprezentați aici? Eu reprezint deci o companie din Marea Britanie, se numește Denton Enterprises. Eu personal, deci această companie, deținătoare a 19,99% din număr total al acțiunilor de care a fost deposedat. Deci aceste acțiuni ale companiei au fost anulate. Dreptul de vot a fost suspendat și acțiunile anulate. Dumneavoastră ați o companie, da? Domn Pavlovski, nu, s-a expus dumnealui și a expus opinia. Eu am menționat că ProDomus Limited din Manchester, Marea Britanie, tot deținătoarea a aflat de 20%, 1998. Deci, un aspect foarte important aș vrea să precizez aici un lucru. Deci, în legislația din Republica Moldova, societatea, publicul, în general, de mai mult timp se spunea despre faptul, această chestiune care se numește transparență. Da? Ea s-a aplicat și la instituțiile media, la instituțiile bancare, în cazul dat poate fi ridicat întrebarea referitor și la instituțiile financiare, cum este situația de aici. Deci, transparența, scopul acestei transparențe, asta este ca orice persoană, dumneavoastră reprezentanții mass media sau persoanele care ar fi interesate, de exemplu, un potențial investitor care ar vrea să cumpere acțiuni la această companie, el trebuie să aibă la dispoziție un mecanism care, dacă s-ar adresa instituției abilitate, să poată vedea cine este acționarul, cine este în spatele acestei companii. Noi despre acest lucru vorbim despre transparență. Însă, cu regret, la noi această transparență a fost transformată la 180 de grade invers. Și, de exemplu, dacă o companie vrea să investească în Republica Moldova, factorul decident, pe acele criterii care le-a enumerat domnul Pavlovski, deci de reputație, de alte chestiuni care nu au, deci ele sunt absolut subiectiv apreciate, s-a instituit un quasi-control sau prin aceste metode anumite instituții ale statului au devenit decidenți ca, folosind acest mecanism de transparență, să fie înlăturați unii care nu sunt convenabili, de exemplu, sau să fie aplicate sancțiuni, sau să fie
sub pretexte deposedate de acțiuni, cum a fost aici cazul concret, deci au fost anulate acțiunile pe motive pe care noi nu le cunoaștem. Deci nu cunoaștem motivele și nici voi nu le cunoașteți motivele, vrem să le aflăm, de aceea s-a inițiat un proces de judecată în cadrul căruia sperăm să aflăm motivele de bază care au stat la anularea dreptului de vot și la anularea acțiunilor companiei. Companiilor. Și în presă au apărut foarte multe informații despre implicarea lui Veaceslav Platon. Vrem să ne spuneți dumneavoastră care e rolul dumneavoastră în tot acest caz. Din câte cunoaștem, el este reprezentantul unei dintre companii acționare aici, deci care a fost deposedat, la fel acțiunile care au fost anulate. Dumneavoastră spuneați că statul a efectuat un atac Riker asupra acționarilor de cealaltă parte. În spațiul public se vehiculează că Platon a făcut un atac Riker asupra Moldasic. Eu vă pot comenta informația pe care o am cu certitudine în posesie, deci eu am hotărârile comisiei pe care au fost solicitate declararea nulităților. Noi avem hotărârile cu privire la anularea, deci suspendarea dreptului de vot și anularea acțiunilor investitorilor. Noi astea le avem cu certitudine. Vehicularea în spațiu public și crearea unui fond informațional, inclusiv cu aceste, de câte am văzut noi, speriatori, că va pierde din nou cartea verde, a apărut în spațiu public sau alte chestiuni, nu putem să comentăm zvonistică, deci mă refer concret la hotărâri care au fost în instanță de judecată solicitată declararea nulităților. Da. Da, dacă se poate și eu aș adăuga câteva cuvinte despre domnul Platon. Eu îmi cer iertare, dar aici, în documentele comisiei, domnul Platon nu figurează. Eu nu știu care este rolul domnului Platon. A investit el ceva personal ca persoană fizică sau nu a investit personal ca persoană fizică? Aceste date lipsesc și Comisia Națională nu le menționează nici într-un fel absolut. Și eu sunt fie cetățean al Republicii Moldova și trăind aici, citesc presă și eu văd foarte multe lucruri care se scriu despre domnul Platon. Ce este adevărat, ce este minciună, eu nu pot spune, dar cert este un lucru, că se fac diferite speculații. Ia că uitați-vă chiar și în cazul dat, cu Moldasigul. Câte speculații s-au făcut? Deci companiile aceste companii au investit bani, nimeni nu neagă asta, că ei au investit bani. Lor se impute ce? Că ei au mers în același traversat hotarul împreună. Iată ce lor de se impune. Nu că ei ceva a furat sau ceva a făcut niște sfârșirii. Nu! Lor de se impune că ei au traversat hotarul împreună. Și lor se impune că chipurile, cineva dintre ei, s-ar fi aflat în relație de rudenie. Cine cu cine, comisia nu menționează. Noi nu cunoaștem asta adevărat, neadevărat, prin urmare, investitorii nu sunt în stare să combată aceste acuzații care nu sunt formulate clar. De asta și vorbim despre lipsa de claritate și previzibilitate. Sau ce tranzacțiile cu firmele suspecte. Ce înseamnă firma suspectă? Nicăieri în lege nu există așa ceva. Deci dacă noi am opera cu fapte, ci nu cu vorbe și cu speculații, Rider numărul 1 în CSI, nu știu ce unde în lume, asta tot niște, poate din punctul de vedere a jurnalistici, poate sună așa pompos, frumos, știți, pentru titluri, la articole, poate sună frumos. Dar există și realitate. Și vrem noi sau nu vrem, mai devreme sau mai târziu, noi trebuie să coborâm la realitatea noastră. Dar realitatea este așa cum este ea. Avem câteva companii din Marea Britanie, care sunt investitori, care au investit bani și nimeni nu neagă faptul acestor investiții și avem alt fapt că ei au fost privați de proprietatea lor. Asta este realitatea. Iarăși, vrem noi sau nu vrem să recunoaștem, asta e realitatea. Și acum, dacă aceste companii au investit bani și au fost bani... Îmi cer scuze, am astfel bronșic și acum au cutizare, îmi cer tare. Da, și acum e situația dată când aceste companii și nimeni nu neagă că ei au investit bani, ei au fost privați de această avere.
apare întrebare. Cine asupra cui a făcut atac? Putem spune că companiile acestea au făcut atac împotriva sa? Nu ar fi corect acest lucru. Deci, eu cred că cât mai obiectivă să fim noi în situația dată, noi, dacă vedeți, noi preferăm să operăm cu documentele, cu actele care sunt la noi pe masă. Cei care vorbesc despre radar numărul 1, radar numărul 2, eu nu operesc cu documentele, eu operesc doar cu zvonistica, doar cu niște presupuneri, niște judecăți de valoare, care sunt destul de negative pentru o persoană care se ocupă cu business-ul, care are un nume, care are avere, în jurul cărora se desfășoară activitatea a unor subiecte economici. Nu se poate așa, asta e risc sau daună reputațională foarte și foarte mare. Vreau să mai fac o precizare la acest subiect, pentru că ați menționat numele domnului Vecislav Platon. Personal am oferit informații reprezentanților media și societății din mai multe cauze penale pe care eu le-am dus începând cu anii 2016-2017, dosare foarte mari, în care eu regret faptul că se perpetuează folosirea acelorași instrumente pentru a induce opinii publice anumite circumstanțe legate de anumite persoane. În cazul concret cu domnul Vecislav Platon. Eu vă pot confirma cu toată responsabilitatea că am avut în gestiunea mea cel puțin două cauze penale care persoane au fost absolut ilegal persecutate, condamnată chiar o persoană și care la fel s-a vrut să li se ia proprietățile prin atac Raider, inclusiv folosindu-se numele domnului Vecislav Platon și asta la fel folosit oficial de către reprezentanții organelor de urmărire penală. Ori domnul Platon niciodată nu a avut nicio calitate procesuală în acea cauză, persoanele au avut de suferit, că el în general la sfârșit se dispară în acele cauze penale, dar numele lui s-a vehiculat. Și eu regret să constat că pui un nume și îl folosești ca să faci în public careva, deci încă o dată reiterez faptul că a fost o perioadă în practică judecătorească când numele anumitor persoane și nu doar o Vecislav Platon, au mai fost niște nume care erau folosite de alte procuraturi, ca persoanele inconveniente, pur și simplu era folosit ca o parolă pentru judecători sau în cazul dat media, o parolă pentru media să facă sau să nu facă anumite chestiuni. Dacă vrem să vorbim factologic, noi putem să ne vedem și noi într-un fel, cred că vom discuta cu reprezentanții noștri să vă ținem la curent pe perioada desfășurării acestui proces ca absolut sec să vă prezentăm detaliile cum va fi derulat procesul, să vă informăm astfel cum este, inclusiv cu propuneri legislative de modificare aceste legislații, pentru că în final cetățenii să nu suporte prejudicii din cauza unor mecanisme deficiente și din cauza cărora, nu știu, eventual vor fi cauzate careva prejudicii bugetului statului. Ori un business, dacă el este funcțional, investitorul câștigă din acel ban, sunt plătite impozite, câștigă cetățenii Republicii Moldova, deci nu vedem careva ingerințe sau careva prejudiciere ale intereselor cetățenilor, ori în situația în care eventuala pierdere a unui caz prin deposedarea acțiunilor, aceasta cu siguranță vă răsfrânge asupra cetățenilor. Deci, doar o frază să adaug, că aici poate să apară problema și răspundere penale oamenilor care au făcut această acțiune, deoarece dauna este de ordine de milioane și milioane de euro. Cineva, mai devreme sau mai târziu, va trebui să răspundă pentru asta. Господин Жолмовский, вы как нейтральный арбитр могли бы ответить на банальный вопрос? Почему эти акционеры, которые лишились своих акций 3 года назад подали иск только в 2020 году. Я, к сожалению, не знаю ответа на этот вопрос, потому что я не общался с акционерами, я их не представляю. Меня попросили просто так вот объективно оценить ситуацию, то, что я попытался сделать. Я думаю, мое личное мнение, я предполагаю, может быть не так, я думаю, что они просто не получили соответствующие уведомления. Потому что вопреки положениям закона,
согласно которым вот эти решения не уведомляются заказным письмом с уведомлением о получении. В данном случае я не видел в материалах дела ни квитанции об отсылке этих писем, ни уведомлений о их получении. Если вы занимались корреспонденцией, знаете, сейчас у нас вся корреспонденция регистрируется в компьютере. Идешь на почту в Молдове, тебе сразу, даже ты простой конвертик отправляешь, заносится в компьютер, и ты по почта.md можешь следить движение своего пакета. Так вот, они здесь должны были представить документы, подтверждающие факт, что они действительно надлежащим образом уведомили акционеров. Такого нету. И более того, даже в своих документах комиссия не указывает, какого числа они отправили, даже банально в форме спекуляции не указано, какого числа они отправили уведомления, какого числа эти уведомления были получены, или если они были получены и так дальше. Не указано нигде. Я предполагаю, что сейчас, когда они получили информацию, когда они уже реально почувствовали на себе вот эти все негативные последствия этих действий, они поняли серьезность ситуации и начали судебные процедуры. Но это объясняет, это чисто мое предположение. Так, если possible, mai exact, am să-i ofer cuvântul domnului Ion Pădurar, avocat, care vă va prezenta raționamentul din punct de vedere legal. În limba rusă sau în română? În română. Da, da. Uitează. Deci, în principiu, nimeni nu este obligat să conteste în judecată un act administrativ atâta timp cât există o prevedere în legislație care inclusiv și Constituției, când caz de expropiere, se face cu dreaptă și prealabilă compensare a asta. S-ar putea întâmpla, eu acum nu pot să vă spun că n-am fost în Manchester să discut direct problemele astea, dar din anumite considerente pandemice, să spun așa. Dar, deci, fiecare își alege calea de comportament. Deci, am menționat anterior că noi vorbim de un act administrativ nul, fiindcă el este contrar legii, în viziunea noastră. Deci, respectiv, aici termenul nu e limitat. E prevăzut direct în codul administrativ. Pot să vă dau citire, deci este articolul 165 din codul administrativ, care spune că nulitatea unui act administrativ individual poate fi invocată și fără obligație de a respecta un termen. Deci asta este nu de azi și nu din 2019, dar de când mă țin aminte ca jurist, după 91, desigur. Deci, am spus că nu este obligat să o facă. Dacă statul, adică în persoana Comisiei Naționale și mai departe, autorității publice, ar fi procedat onest în raport cu acționarii, deci, la momentul când i-au obligat să le vândă, în 3 luni de zile, trebuia să colaboreze cu acționarii și dacă acționarii ar fi propus, că eu aș putea la tine să discut foarte mult, în special cu sistemul bancar, fiindcă acolo am intrat în detalii, aici încă trebuie să mai studiez. Deci, statul trebuie să fie interesat să colaboreze cu acționarii ca să-și vândă acțiunile, dacă i-au obligat să facă lucrul ăsta, fiindcă vinderea acțiunilor nu poate avea loc fără acordul Comisiei Naționale. Deci, că ea trebuie să accepte viitorii cumpărători. A doua, chiar dacă n-au reușit să vândă din anumite motive tehnice, există procedura de vânzare forțată, anulare și vinderea acțiunilor. Și aici iar se poate baza pe o echitate, fiindcă acțiunile cele au o valoare. Se vorbea anterior de preluare tip rider, da? Eu n-am auzit nicio plângere penală a foștilor acționari care și-au vândut acțiunile și care au fost cumpărate, de câte țin eu, cu vreo 16 milioane de ori, 18 milioane de, nu știu, cunosc detaliile, că, repet, nu sunt exact în temă, care au fost cumpărate cu bani mari, deci de către acționarii actuali, da? Deci, înseamnă că deci erau o valoare aceste acțiuni și le puteau fi vândute la un preț rezonabil. Și statul aici trebuia să, dacă împiedică legea, că știți că la noi cum se apără Banca Națională și Comisia Națională, dar noi nu putem face nimic, deci legea e prevăzută. Legea e elaborată tot de dânsii, promovată tot prin Parlament. Că ați văzut și ultimele săptămâni tot niște legi care nu mai înțelegi. Te poți apăra sau nu în statul ăsta împotriva deci abuzurilor în cazul dat de Banca Națională. Deci,
Dacă ei considerau că legea asta este inechitabilă în raport cu acționarii și nu corespunde rigorilor protocolului 1, adică articolul 1 din protocolul 1 și articolul 54 din Constituție, de altfel, care tot ce ești, ea corează perfect cu articolul acela din Convenția Europeană. Deci, ei trebuiau să întreprindă pași, să apeleze la guvern, la parlament, să modifice legea, să stabilească o pauză, o alt mecanism de vindere, în general, ca să fie clar. Însăși, vinderea forțată, ceea ce este egal cu exproprierea de plină sau parțială în funcție de prețul care l-au vândut, numai la noi se aplică. Eu acum nu pot să garantez chiar nici într-o țară din Europa, dar dragostea moldovenilor sau autorității publice de a face referire la legislația europeană, adică la că noi suntem membri asociați și așa mai departe, adică avem contract de asociere și noi citim legi că ele sunt aprobate în scopul implementării unor deci recomandări sau cadrul legal din Uniunea Europeană. Deci, nicăieri nu există procedura asta de vânzare forțată în felul cum este Moldova. Fiindcă, făcând o paranteză, dacă autoritatea publică a suspendat drepturile de acționar ale acționarilor concreți, ea privat de dreptul de a primi dividende. Deci, și îi se propune ca să le vândă. Trebuia să fie așa o formulă echitabilă. Și atunci, investitorul care a investit, de exemplu, să admitem 2-3 milioane de euro, cum ar fi cazul clientului meu, el trebuia să aleagă. În cât timp vinde el acțiunile astea? În 3 luni, cum îi spune asta? Sau poate, cum prevede legea, sau poate un termen mai mare? Cât timp el poate bloca banii săi fără ca să dea efect economic? Adică, nu-i dă dividende. Cât? Un an, doi, trei, patru? Deci nu e rațional de punct de vedere economic. Adică însăși acționarul este interesant să-ți vândă mai bine acțiunile fără zarva care se face în jurul acestei operațiuni. În cazul nostru, deci mecanismul este foarte rigid și este imposibil de respectat rigorile Convenției Europene și echității în acest sens. De ce? Asta este un aspect care vreau să-l dezvolt răspunzând și dumneavoastră inclusiv. Uitați, deci Comisia Națională și, mă rog, și alte autorități publice când aplică asemenea acte administrative individuale vorbește, și în general când e vorba de acte administrative individuale, se vorbește de protecția unor interese generale publice. Adică noi urmărim ce? Interesul național, acolo scris și în Constituția noastră și mai departe. În cazul dat, să nu fie, de exemplu, Doamne ferește, Cartea Verde, interesele clienților acestei companii care, de asigurare, fiindcă este o activitate financiară și așa mai departe. Uitați-vă care e situația în cazul ăsta. Eu încerc să înțeleg care a fost interesul public în cazul ăsta concret. Când acționarii au plătit bani normal, compania mergea foarte bine, nu era niciun motiv de a pune la îndoială prudențială, zicem așa, administrarea acestei companii, tot era normal. Să admitem că sunt suspiciuni, statul are drept să aibă suspiciuni, ok, să fie prudentă, bine. 4 ani în urmă au fost expropriați, efectiv, de către acțiune. Deci, în timpul ăsta, de ce n-au achitat măcar un ban din cei care s-au vândut, doar acțiunile s-au vândut, au fost răscumpărate? În 4 ani, cine s-a putut, măcar parțial, cu de acționare să fie achitate? De ce din banii companiei s-au dat împrumuturi gratuite companiilor care administrează, companiei care administrează aeroportul? Sume enorme. De ce din banii companiei s-au cumpărat bunuri la prețuri care depășesc de câteva ori prețurile raționale de piață în Republica Moldova? Asta ce? Este o administrare prudențială, fiindcă administrarea efectuează Comisia Națională, prin administratorii lor. Deci, unii, care interes public se respectă aici? Din bogățire personală a cuiva sau de respectarea intereselor unor terți care favorizează și devalidează această societate comercială? Și aș vrea să mai menționez un aspect, fiindcă mă folosesc de ocazia că, uitează, deci se folosește noțiunea de
activitate concertată. Deci este așa o noțiune foarte interesantă. Unele legi este dezvoltată mai tare, în alte mai mici. La noi s-a creat impresia că asta este mai că noi o crimă. Activitate concertată. Dar de fapt activitatea concertată, conform recomandărilor autorităților europene, este încurajată. Deci structurile din domeniu, eu cu altă ocazie să vă dau denumirile și actele Uniunii Europene, încurajează colaborarea acționarilor în administrarea mai eficientă a unei companii. Deci este logic. E adevărat, la noi legea interzice două forme de activități concertate și mai departe, dar asta nu este o crimă. Nu poți pentru o activitate concertată să expropriezi. Asta e un nonsens. În situația în care, repet, Uniunea Europeană, adică structurile din domeniu, încurajează, fiindcă asta este în interesul societăților respective. Mai mult, imaginați-vă că în cazul Nerbank, de exemplu, era vorba de, sau aici, vorba de 80% de acțiuni anulate. Păi este 80% de acțiuni dacă le cumpără un singur acționar, de exemplu, posibil că se expuse și se vând cu un pachet unic. Păi ce fel de activitate concertată trebuie să mai fie dacă este un singur proprietar la 80%? Nu mai trebuie activitate concertată, că el singur decide. Deci și dacă decid 4, 5, 6 acționari prin colaborare, îi crimă. Este straniu. Și cu referire la informațiile SIS, la care s-a făcut referire. Uitează. Deci, el e clar că nu au valoare juridică. Nu pot fi puse la baza unor acte administrative. Să pune pe gânduri, da. Adică să-ți dea un imbol pentru a verifica niște aspecte, pentru a le proba, da. În legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, este o prevedere specială că informațiile pe care serviciul respectiv de prevenire și combaterea spălării banilor le expedează organelor de drept, nu pot servi ca probă în cauze penale. Decât ori dacă fac investigații și fac concluzii certe, adică concluzia este ca concluzii de expert, nu așa, o informare. Uite, avem bănuieli rezonabile că acolo s-a făcut ceva. În lege e scris expres, nu pot servi ca probe. Respectiv, același criteriu trebuie să fie aplicat în cazul informațiilor care au stat la baza actului administrativ corespunzător. Cam atât. Da. Mai aveți careva întrebări? Dacă nu, vă mulțumim foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre. Pentru cei interesați, v-am pregătit și un set deci comunicat de presă în română și în rusă. Vă rog să le luați. Le transmit și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și ați dat curs invitației.